Uitom. Uitom. Păi cât credeai că mă păcălești? Asta e mare. Asta e mare. Asta e frumos. Da? Asta e frumos. Salutare și bine v-am găsit la un episod pe canalul meu de YouTube. Nu ne-am mai văzut de mult, nu prea am avut timp să postez, însă astăzi mi-am făcut puțin timp de pescuit la ștucă. Am ieșit pe o baltă sălbatică frumoasă de lângă București, unde am reușit să prind câteva ștuculiți. Am pescuit câteva ore, va dura ceva până i-am dat de cap, însă haideți să vedeți cum a stat toată treaba. Am dat de fapt... Mai bag un grup. Așa, fiindcă grupul e ce trebuie. Bag aceeași culoare la grup. Așa. 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 Și la mine aici, că am aranjat-o frumos și aranjat-o frumos. Așa. Bag grup pentru care o are o bătaie mult mai mare. Nu pescuiesc cărlige lungi pentru că avem agățătură și nu vreau să mergea un cărlig mai lung la grupul ăsta, însă e suficient. Așa, hai să ne plimbăm, căutăm niște locuri. Să vedem aici, printre, pe lângă cringele astea pe aici. Mamă, ce frumos face asta din coada aia. Ah, mi-a dat. Deci am avut atac aici. Deci am avut aici atac. Deci îi place Fire Tiger. Good, good. Very good. Ia să vedem dacă o păcălim de data asta. A, ce crezi că mai e proastă? Ok, una aici. Trebuie să fie mai multe, nu doar. Mamă, ce urte fără ochelari. Că nu văd cum trebuie jos. Era o mărliță, însă era bună că îmi ridica moral. Uitom. Uitom. Păi cât credeai că mă păcălești? Cât credeai că mă păcălești? Nu e foarte mare. Dar cât credeai că mă păcălești? A, e frumos și că nu era. Ia să vedem cum o scoatem acum. Să nu scape, nu de alta. Dar cât credeai că mă păcălește pe mine? Asta vreau să aud. Fluorocarbonul are prin dinți. Eu știu că frumoasă. Așa că am gripul la mine, parcă țin eu minte. Exact, țin minte foarte bine. Ia să vedem. Da, așa să nu facem vreo boacănă. Cască mă gura mare.
Dacă ai ști tu de câte ori mi-a dat. Mm. Hai de capul meu. Bă, aici mereu ca prin locul banii, ca acolo nu prea are. Nu te-a dat aici, nu e. Da, mă, mă. De vreo 4 ori, 5 ori am dat pe lângă. O eliberăm acum. Ia, fugi. Stă un pic, își revine și zboare. Uite-o! Ce mică e! Grădinița azi. Astăzi fix grădinița. Băi, prostă. Oricum îți dau drum. Da, se pare că astăzi... De asta vrea. Nu, nu face gesturi. Da, și să fac eu un gest. Și mi apare că aceeași gumă e ce trebuie. Stai, fă prostă, că oricum îți dau drumul. Stai, 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 stai. Stai că mă faci să fac nefăcute pe aici cu lanseta. Și mă superi. Mamă, ce dinți ascuțiți are, ferească Dumnezeu. Nu știu dacă se vede. Dar are pe dinți. Ești de aici. Mi-a făcut guma țândări. Țândări a făcut-o. N-a făcut-o aia mai mare de mai devreme. Și a făcut-o asta. De aici arată foarte bine zona asta, îmi place. Îmi plac malurile astea. Uite-o. Ce-i asta, mă, tata? Bă, voi sunteți nebun la cap. Da, trei știuci astăzi, mare, medie și mic. Bine, asta e minusculă. Păi că nu vreau să rănesc, că e destul de mititică și n-aș vrea să... Haide, mă, ieși. Să-i facem noi treaba. Gata, ăla-i. Mamă, hai, fugi, fugi în apă. Uite, s-a dus. Nici n-am simțit-o pe asta. Incredibil. Cât de mici sunt. Mici și rele. Ia să vedem alu una. Trei ștuci. Mare, mare. Vorba vine mare. La 800 de grame, 900 acolo până într-un kil. Aia avea 3-400 de grame și asta 50 de grame. Acum a înghițit ea, bă, băiatule, toată guma asta. Iar alea mai mari dădeau numai pe lângă.
Asta e mare. Asta e mare. Asta e frumos. Da? Asta e frumos. Ieși. Asta a dat ciocan. Serios. Asta e frumoasă. Ia uite ce frumoasă e. Și nervos. Hai, mai fă tu pe aici tot sucahara ceva. Nu mai faci? Nu mai vrei? Hai bine, dacă nu mai vrei, vino cu aici. Stai aici. Stai. Da, asta a dat frumos. Bani și ok, ce trebuie malul ăsta aici, am zis. Pe așa nu te zbate că nu o să mai fac nimic. Scoatem decât gumița. Top astăzi guma asta. Și îți dăm drum, ca la carte. Ia să vedem. Ia uite cum se duce, uop, dinozaur. Mam, s-a pus cu burta pe ea. S-a pus cu burta pe ea. Incredibil. Hai, du-te repede să supraviețuiești. S-a dus. E mic. E mică. Dar a dat exact cum trebuie. Hai de pe aici, de aici. Hai, vin un pop. Deci nici măcar n-are și încă una. Nu! Că îți dau drumul repede. Gata, 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 gata. Hai, fugi. Gata. S-a dus. Ai mâncat și azi. Uite că dă și papa asta mai tulbure aici. Da, micuțe ștucurile. Au fost două mai frumoase. În rest, mici. Aici trebuie să iau una. Imposibil să nu iau una, zic eu. Ia să vedem. Uite-o. Băi, cum am zis, mă. Ui, și asta mai frumușică pare. Pare doar, cred. Bă, e destul de moale. Deci a dat fix pe căderi. E mititică, nu e. E o mărliță. Doar că sunt foarte nervoase. Da? Deci am 6 pești astăzi, bă, băiatule, bă.
E o mărliță nervoasă. Op. Ce fabre neaunele? Ce faci? Păi ce să mai fie, nu mai e nimic, ia uite. Pa! Numai pe ăsta. Mai omori cu ăla, sau numai pe ăla, da? Da, altceva, orice ai pui, nu-i mai dă. Da, și... Și, mie unul. Și de ăsta cu coadă. Dacă îi pui de la normal... Nu, trage. Nu. Să-l las și mie unul, dacă ai, da? Da, dar numai pe lângă mal, să știi. Ar fi ce lumea că nu trage scuta. Inclusiv eu. Doamne, ce-a dat. Mi-a scos guma. Ce ciocar mi-a dat. Uite-te și tu. Mi-a scos guma. Hai să vedem dacă mai dau o dată. De obicei pe aici, nu știu care a fost problema astăzi, că a dat o singură dată. Mic. A, că era mare, dădea ca lume. Astăzi am pescuit ca la șalău, când ajungeam aproape de mal, doar o ridicam ușor din vârf și mimam câteva, nu știu, ca la biban, pot să zic, combinație ceva între biban și șalău, încercam să țin năluca cât mai mult în suspensie, să-i dau timp ștucii să atace. Până la urmă am reușit să o păcălesc astăzi, însă cu greu.